Andreea Tonciu, Partid Exclusivist în direct, vedeta care a luat cu asalt rețeaua tinerilor, primește cadouri fără număr. Câți bani face Tonciu din TikTok, dar și cum petrece de ziua ei, vedem chiar acum, alături de sărbătorită se află colega mea, Loriana Dașoveanu. La mulți ani spun și eu, Andrei, bun găsit! Bun găsit, Ramona, la mulți ani, Andreea, din partea noastră. Să fii sănătoasă și fericită. Mulțumesc, ce tort frumos. Mulțumesc, abia aștept să-l mănânc diseară când voi ajunge acasă. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în locul meu preferat aici în București. Dragi, dar tu mănânci seara dulciuri? Mănânc oricând, oriunde, nu vezi că m-am îngrășat? Știi că sunt o fire foarte sinceră și de fiecare dată eu recunosc totul. Știu că ești o fire foarte sinceră, recunoști. Tu spune-mi, cum petreci astăzi? Am optat să petrec alături de familia mea, de soțul meu, sora mea, fiica mea, bineînțeles, și în premieră alături de tatăl meu va veni aici, pentru că el nu este obișnuit cu petrecerile, și facem în familie. Mama este plecată din țară, dar bineînțeles m-a sunat și mi-a urat toate cele bune. Și pe party family. Family party. Ce cadou ai primit astăzi? Mai am început așa de aseară cu soțul meu. La ora 12 noaptea a venit în cameră și ce crezi că mi-a făcut? Mi-a dat un pupic și mi-a dat un plic cu bani. Da, așa e în familia mea, în familia Niculescu. Nu se mai poartă să-mi dea cadou, îmi iau eu ce vreau, înțelegi? Și astăzi mi-am făcut eu singură cadou acest sacou, care îmi place mie foarte, foarte, foarte mult. Și cam atât, draga mea. Cadouri, dacă nu-ți faci ziua cu foarte multe persoane, nu primești. Dar eu mă mulțumesc cu cadourile de la familia mea și cu un simplu la mulți ani. Știi că în ziua de astăzi persoanele au uitat să spună la mulți ani sau zic cu întârziere, da, îi iertăm. Aoleu, o să înțeleg că sunt anumite persoane care n-au apucat să... Nu, Doamne ferește, nu zic așa, așa se întâmplă de fiecare dată, știi? Nu, Doamne, nu, n-am treabă cu nimeni. Apropo de cadouri, și știu că totodată îți faci și singură cadouri, pentru că știu că recent ți-ai luat o mașină superbă de 200.000 de euro. Aproximativ 200.000 de euro, nici chiar 200.000 de euro, da. Măi, să știi că merge foarte bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar ne merge foarte bine și vreau să o ținem tot așa. Sunt bucuroasă că acum vin sărbătorile și vom pleca din țară. Voi fi cam toată luna ianuarie plecată. După, în februarie, vreau să-mi fac o altă vacanță, să plecăm în locul în care îmi doresc să ajung de foarte mult timp. Acum să vedem dacă... Pentru că în luna februarie am și programat să plec în Turcia pentru niște intervenții și acum mi s-a pus pata să plec într-o vacanță exotică. Unde îți dorești să ajungi? În Maldive îmi doresc foarte mult să ajung și sper că voi ajunge în februarie. Înțeles. Și în Turcia ne zici așa un pic ce faci? Deocamdată nu, o să fie surpriză. Dacă vreți o să mergeți cu mine. Am înțeles. Deci nu vrei să ne zici exact ce și cum, dar o să vedem schimbările. Da, schimbările o să se vadă foarte bine, da. Am înțeles. Spune-mi un pic, apropo de asta, am văzut că ești foarte virală pe TikTok. Da. Toată lumea este pe contul Andrei Tonciu. Da, mi-am făcut TikTok. Dragii mei, mi-am făcut TikTok. De când așteptați voi TikTok-ul ăsta? Păi da, mă, știi de ce? Pentru că toți prietenii mei... Păi de fată, de ce nu-ți faci TikTok? Zic, e, na, eu nu știu să umblu pe TikTok, dar abia am învățat cât de cât să umblu. Nu știu să umblu bine, recunosc că sunt cam afonă la tehnologie. Și toți, fă-ți TikTok. Zic, e, na, și mă duc într-o seară la un prieten de-al meu și ce crezi? Nu, că-ți fac TikTok acum, zic, mă, ești nebun? Și ce crezi, mi-am făcut TikTok. Când am văzut că am 1.000.000 de vizualizări la un video în care zic că mi-am făcut TikTok, floricele, donați câmpii, donați nu știu ce, ferească-mă Dumnezeu, că păi fată, tu vezi ce-ți merge. Da, este o nouă platformă în viața mea, sper să fiu ok pe TikTok, pentru că acolo pe TikTok am auzit că se poartă foarte mult să te cerți, să faci, să dresi, să... Dar eu nu o să intru în astea. Mă intra fără voia ta, pentru că sunt acele TikTok-uri cu replicile tale.